Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta m-am gândit să fac o etalare privind situația relațională, dragostea sau o situație de dragoste între dumneavoastră și o anumită persoană. De aceea v-aș ruga să vă gândiți la o singură persoană pe care o aveți în minte, în suflet, da? Și să vedem ceea ce energiile legate de această relație. Este o etalare interactivă, generală, care nu se poate potrivi tuturor. Și am făcut două variante, am pregătit pentru dumneavoastră, varianta numărul 1 și numărul 2. Dacă doriți să meditați asupra cărților și să vedeți mai bine ce variantă doriți să vă alegeți, puteți pune pauză și să alegeți cu intuiția, da? Așadar, varianta numărul 1 și numărul 2. Haideți să vedem, voi da varianta numărul 2 la o parte, aceasta este varianta numărul 1, da? Voi expune toate cărțile. Am utilizat 4 cărți de tarot și oracole pentru a avea cât mai mult pentru a avea o clarificări, pentru a avea lumină în această situație. Vă gândiți așadar la o anumită persoană despre care vreți să știți viitorul relației sau ce nu știți. Lucrurile se vor clarifica ușor, ușor prin această etalare. Așadar, luați de aici doar ce considerați dumneavoastră că este util, că este important. Sunteți foarte mulți, iar această etalare nu poate rezona cu toată lumea. Da? Așadar, aici văd, dați-mi două secunde. Văd o persoană din balanță gemeni sau vărsător, o persoană brunețică cu ochii căprui sau negri, tenul alb, o persoană spirituală, religioasă, o persoană care are niște reguli clare, bine definite, o persoană care știți unde vă îndreptați. În ceea ce privește această relație, vreți un nou început? Există, țineți în cap un sfârșit al unei situații și un nou început. Da? În această lună mai, pentru că această previziune în dragoste este valabilă pentru luna mai. Da? Am uitat să precizez acest lucru. Unele evenimente sunt în curs de a se desfășura. Timpul este fluid. Fie s-au desfășurat, fie se vor desfășura. Însă cert este că este o persoană dumneavoastră, cei care priviți la acest video, sunteți o persoană care mergeți după reguli clar, bine definite, după principii bine definite, oferiți bunătate celor din jurul dumneavoastră. Aveți și mergeți pe zicala că contează ceea ce, nu contează ceea ce credem, ci cum credem, deci maniera în care credem, în care vedem lucrurile. O persoană extrem de intuitivă. Da? Din ce în ce mai mult vă apropiați de spiritualitate într-o manieră în care dumneavoastră, în maniera în care dumneavoastră o creați. Da? Ridicați pe cei din jur, pe cei din jurul dumneavoastră, atrageți persoane în jurul dumneavoastră, probabil persoana la care vă gândiți dumneavoastră este atrasă pentru că există nevoia de ajutor, de sunteți ambii într-o situație destul de delicată și atunci dumneavoastră oferiți o oază de bucurie, de claritate,
da? Persoanei de lângă dumneavoastră la care vă gândiți. Contează foarte mult acum, în luna mai, să vă uitați în jurul dumneavoastră și să vă întrebați dacă credința dumneavoastră, da, și tot ceea ce ați făcut până acum, mergând după aceste reguli, mergând după tradiții, da, după obiceiuri, cum v-a afectat acest lucru relația la care vă gândiți, da? Sau pe care o aveți în prezent cu partenerul. Sunteți pe cale să vă întrebați oare tot ce ați avut ca experiențe până acum în viață v-au făcut o persoană rigidă sau o persoană deschisă, o persoană uneori critică, da? Aici mai văd energie din Taur, Fecioară, Capricorn, da? Dar și Taur, Fecioară, Capricorn, dar și Pește și Rac sau Scorpion. Cred că dumneavoastră care priviți la acest video vă gândiți foarte mult sau aveți de-a face cu persoane din aceste zodii, da? Foarte mult Rac, sunteți înconjurat de aceste persoane, da? Rac, Scorpion sau Pești, vă gândiți la această persoană sau aveți de-a face cu aceste cu această persoană, da? Aveți o conexiune divină cu această persoană. Nu a fost întâmplător că v-ați întâlnit. Nu este întâmplător ce vi s-a întâmplat până acum. Există o puternică conexiune divină cu această persoană. Pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, repet, este vorba despre o persoană din Rac, Pești sau Scorpion. Da? O persoană care vă ajută să dați, să uitați emoțiile care v-au copleșit în trecut și să simțiți și să trăiți în momentul prezent, în momentul actual. Este un moment de conexiune divină cu această persoană. Da? Un moment de conexiune divină pe care, care va fi intens în luna mai. Sunteți de ceva timp în conexiune cu această persoană, însă, așa cum v-am spus, în luna mai va fi conexiunea aceasta va fi din ce în ce mai intensă. O stare emoțională pozitivă care dă viață prin această carte, dă viață unei situații obscure din trecutul dumneavoastră, unei situații în care mă aflu ca într-o negură și nu văd lumina de la capătul tunelului. Da? Această conexiune vă dă viață. Da? Ați înțeles sau veți înțelege că dragostea contează foarte mult și că vibrează în fiecare particulă din noi. Atât dumneavoastră veți înțelege în luna mai acest lucru, cât și persoana la care vă gândiți. Da? Veți înțelege că această conexiune este mai mare decât, mai puternică decât orice ce ați întâlnit și ați avut și ați trăit până acum. Veți elibera, vă veți elibera de emoții, însă trebuie ca să vă eliberați cu fericire, da? Cu zâmbetul pe buze, căci numai așa veți întâlni și veți avea pacea de care aveți nevoie, pacea sufletească de care aveți nevoie. Da? Veți fi mai bun, veți avea lucruri în luna mai care vă vor aduce stabilitate și fericire.
Da? Pentru că în trecutul dumneavoastră apropiat v-ați eliberat, ați început acest proces, această carte îmi spune, ați început acest proces de a atinge fericirea, de a vă dea seama încotro planetele se aliniază pentru dumneavoastră. Vă dați seama ceea ce este important pentru dumneavoastră. Poate ați pus unii dintre dumneavoastră capăt unui job, da, unei anumite slujbe și ați început altceva, da, fie pe un alt departament, fie o schimbare, da, la lucru, o schimbare, fie într-o relație, sau unii dintre dumneavoastră v-ați schimbat chiar domiciliul. În orice caz, vă doriți ca ambele părți să câștige, da? Să fie o balanță între dumneavoastră. Foarte mult vorbim aici despre persoane care fie au ascendent în gemeni, în balanță, da? Foarte mult, sau gemeni sau vărsător. Lucrurile se vor echilibra. Această încredere în sine va lua lumină, da? Vă veți însuși din nou această putere pentru a merge mai departe. Veți avea încredere să vedeți clar lucrurile. Masca, vedeți dumneavoastră această carte, masca va cădea. Deci dumneavoastră acum sunteți o persoană care fie, nu uitați că energiile se pot schimba, sunt interșanjabile, da? Se pot schimba. Și atunci eu zic că este vorba despre dumneavoastră, dar poate este vorba despre persoana la care vă gândiți. Masca aceasta va cădea pentru că există o suferință interioară, o suferință emoțională, psihologică extraordinar de mare, foarte multe greutăți pe umerii dumneavoastră și mereu ați purtat această mască, această fațetă care, nu, totul este bine, totul este ok, deși nu este. Văd o persoană extrem de spirituală care se roagă foarte mult pentru a câștiga din nou această încredere, pentru a vedea lucrurile mai clar, pentru că v-ați întrebat la un moment dat, oare este bine să merg pe acest drum? Oare fac bine pentru că mă eliberez de trecut și de tot ceea ce nu mi este util? Că sunt ele situații, că sunt ele persoane. Percepția despre trecut o putem schimba. Sigur, evenimentele nu se pot schimba, dar putem învăța din aceste lucruri pentru a nu face din nou aceeași greșeală. Iar dumneavoastră ați început deja acest proces de vindecare, de curățare, de eliberare de aceste emoții. Ați înțeles că dragostea este foarte puternică și este momentul să vă eliberați și să începeți ziua cu zâmbetul pe buze, pentru că numai așa veți câștiga energia de care aveți nevoie, da? Aici văd că persoana la care vă gândiți dumneavoastră, așa cum am spus, poate fi în rac, vărsător sau pești, o persoană care se va lăsa condusă de destin, o persoană flexibilă, nu se va mai împotrivi, da? În luna mai această persoană nu se va mai împotrivi destinului. Eu vă spun zodiile, dar se pot avea, dacă acestea rezonează cu dumneavoastră, cu atât mai bine, dacă nu, luați doar de aici, așa cum v-am spus, ceea ce rezonează cu dumneavoastră. Așadar, vorbeam de persoana de lângă dumneavoastră la care vă gândiți. Își va da seama că viitorul îi va aduce ceea ce are nevoie, nu ceea ce vrea. Da? Poate că își dorește altceva în viața sa, poate că și-ar fi dorit altfel ca destinul să fi fost pentru această persoană, însă viitorul îi pregătește ceva nou, ceva ceea ce trebuie ca această persoană să aibă, nu ceea ce vrea ea neapărat. Își va da seama că
nu se poate împotrivi, căci controlul vieții este o iluzie. Putem controla, putem avea liberul arbitru pentru moment, însă destinul își va spune cuvântul în relația vis-a-vis de dumneavoastră și atunci nu se va mai putea împotrivi acestei relații, acestui destin. Așa, această energie o simt foarte mult. Iar în luna mai, sau începând cu această lună mai, să știți că timpul pentru adevăr a venit. Ceea ce am crezut noi poate nu a fost adevărat, vom face față unei realități care ne va întrista. Care ne va întrista, însă există foarte mult această noțiune pentru dumneavoastră care priviți acest video, parcă nu vreți să-i ascultați pe cei din jurul vostru, parcă nu vreți să aveți o imagine a dumneavoastră la care nu vreți să renunțați, sunteți determinați să mergeți înainte, indiferent de greutățile pe care le aveți și care vă apasă. Sunteți foarte curajoși, chiar zâmbiți chiar și în momente dificile. Poate v-ați criticat prea mult unii dintre voi într-o manieră non-constructivă, din păcate, pentru dumneavoastră. V-ați judecat foarte mult. Nu v-ați arătat sentimentele, fie dumneavoastră, fie persoana la care v-ați gândit, însă în luna mai ceva se va întâmpla, iar aceste sentimente, acest adevăr va ieși la iveană. Da? Iar aici veți încerca să evitați bârfele. Nu trebuie să luați calea ușoară lucrurilor. Aveți o integritate extraordinar de mare și atunci ar trebui să vă focusați asupra obiectivelor dumneavoastră, să vă aliniați tot ceea ce este dezechilibrat în viața dumneavoastră. Poate câteodată ați gândit prea mult, poate altădată ați fost impulsiv, prea impulsiv, însă vă veți concentra asupra dumneavoastră în această lună mai, vă veți centra mult mai bine, vă veți fructifica toate emoțiile, vă veți înrădăcina în minte și în suflet anumite obiective de la care nu vă veți mai înlătura, pentru că veți câștiga această încredere în forțele proprii de a merge mai departe prin rugăciuni, prin această spiritualitate care va înglobat, care și-a pus amprenta încă de ceva timp în urmă, da? Pentru mulți dintre dumneavoastră, din ce în ce mai mult spiritual, din ce în ce mai mult bazați pe intuiție, pe conexiunea cu Dumnezeu și îngerii, iar acest lucru vă va duce în momentul în care balanța se va echilibra. Va fi un câștig de partea ambilor persoane în această relație, da? Veți da 50%, cealaltă persoană va oferi la fel, da? Nu va mai fi acel dezechilibru în care cineva a oferit foarte mult, iar cealaltă persoană nimic. Pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, cifra 7 este o cifră extrem de importantă, da? Cifra 7, cifra 8 sunt cifre extrem de importante pentru dumneavoastră în luna mai. Dacă am spus cifrele astea, înseamnă că pentru unii dintre dumneavoastră există acest mesaj și a trebuit să-l spun. Deci, o persoană, parcă veți acționa, veți face dreptate vi se va face. Nu veți
veți mai fi în poziția în care sunteți inocenți în fața acestei relații. Dreptate vi se va face. Da? Cam atât am avut de spus pentru cei care au ales această primă variantă. Haideți să vedem cei care au ales această a doua variantă. Aici. Aici deja văd o persoană din leu. O energie puternică din leu. Persoana intuitivă. Da. Leu, pentru cei care ați ales această a doua variantă, există o energie puternică din leu. Uneori putem vorbi despre berbec sau săgetător. Văd o persoană foarte... care ați făcut deja o introspectivă asupra vieții dumneavoastră, asupra unor lucruri de care, eu știu, asupra unor experiențe din trecutul dumneavoastră, ceea ce ați învățat din acele lucruri, atât bune cât și rele, da, experiențe atât negative cât și pozitive, care v-au ajutat să ajungeți aici unde sunteți în prezent, în fața acestei relații. Drumul vieții, v-ați dat seama că poate avea diferite destinații, da? Dacă am ales o anumită cale, v-ați dat seama că mergând pe acel drum puteți ajunge în multe părți, da? Deci nu există doar o singură destinație. Sunteți o persoană care ați învățat din experiențe și nu din ceea ce v-au povestit cei din jurul dumneavoastră. Ați trăit aceste lucruri, așa cum v-am spus, bune și rele. V-ați dat seama și ați realizat că o persoană bună poate face rău, da? Voluntar sau involuntar, și că o persoană rea poate face bine. Da? Ați ajuns, văd de asemenea o persoană din gemeni vărsător balanță și, așa cum v-am spus, leu foarte mult, săgetător sau berbec. O persoană care... V-ați dat seama că știți foarte multe lucruri, că aveți un bagaj de cunoștințe extraordinar de mare, dar că în același timp nu știți nimic, da? Adică mai aveți lucruri de învățat. Lucruri sunt mereu de învățat în viață. Este un paradox, de fapt, să acceptați că sunteți în același timp înțelepți, dar că mai aveți multe de învățat. Pentru că adevărul nu este absolut, da? Ceea ce considerați dumneavoastră că este adevărat poate fi nimic în comparație cu marele univers, cu marele mister al universului și cum destinul ne poate oferi, alegând un singur drum, ne poate oferi o infinitate de posibilități. Vă văd o persoană aici care, mulți dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți, aveți familie sau ați fost căsătoriți, da? Văd că sunteți realiști, observați, planificați, sunteți extrem de organizați, deși în trecut v-ați gândit foarte mult acum, da? În prezent vă gândiți foarte mult cum în trecut ați acționat, cum v-ați servit de intuiția dumneavoastră pentru a lua unele decizii în viață, sau uneori ați fost puși în fața unei situații în care ați fost blocați și nu v-ați ghidat după intuiție și uneori a fost un eșec, da? Iar acum ați început în subconștientul dumneavoastră să existe această noțiune de organizare, de persoană realistă. Sunteți determinați să acționați.
vreți să vă detașați emoțional de o anumită situație sau de o anumită persoană. În subconștientul dumneavoastră știți că există această noțiune de a vă detașa emoțional de ceva sau cineva pentru a putea merge mai departe, pentru că există o decizie a celelalte persoane la care vă gândiți dumneavoastră extrem de importantă de făcut în această lună mai. Iar toți, cum să vă spun, am avut momente și am întâlnit momente în care, așa cum v-am zis, am fi dorit să ne ascultăm intuiția și în fața unui proiect și am spus nu, în loc să spunem da. Iar acum, dumneavoastră, încercați să nu mai faceți aceeași greșeală de două ori. De aceea, în subconștientul dumneavoastră, sunteți destul de organizați, planificați fiecare pas. Persoana la care vă gândiți trebuie să facă o alegere, iar alegerea sa va crea realitatea, va marca viitorul. Uitați această persoană, vedeți aceste trei uși, este în fața unei alegeri importante și va tranșa. Este tentat de o anumită situație, da? Persoana la care vă gândiți s-ar putea să fi fost în situația în care să nu aibă posibilitatea de a alege, fie că este într-o altă relație, o relație de căsătorie sau o relație stabilă cu altcineva și este tentat de dumneavoastră. Văd foarte mult noțiunea de trio, da? Există o a treia persoană aici. Fie dumneavoastră sunteți căsătoriți, fie persoana cealaltă sau ambii sunteți căsătoriți. În orice caz, este o alegere de făcut între două femei sau doi bărbați, depinde dumneavoastră, eu știu, vă dați seama, da? De situația în care vă aflați, eu spun între două persoane, da? Să spunem o persoană, ambele parcă sunt brunete, una cu tenul alb, cealaltă cu tenul mai închis. Iar persoana la care vă gândiți are această alegere de făcut, una nu foarte ușoară, pentru că trecutul îl influențează foarte mult sau o influențează foarte mult. Experiențele negative din trecut influențează extrem de mult această persoană, foarte mult este influențată de acest trecut, iar direcția pe care o va lua, începând cu această lună mai, o va conduce sau îl va conduce către un viitor. Iar în ciuda alegerilor anterioare, această persoană va fi pusă în fața unei alegeri, va fi momentul în luna mai să ia în considerare consecințele sau recompensa alegerilor sale. Este o alegere grea, importantă pentru un viitor îndepărtat, deci pentru tot restul vieții, aș putea spune. Este o alegere crucială care va trebui să o facă. Iar ramificațiile acestei decizii, amprenta sa, impactul său, îi va aduce armonie, va aduce fericire, însă nu va fi ușor. Da? Percepția pe care dumneavoastră, cei care vă uitați la acest video, aveți asupra situației în care vă aflați, uneori vi se pare că nu este reală, că este diferită de ceea ce gândiți. Percepția este fluidă, da? O percepție greșită vă va altera viitorul. Da? Poate nu aveți toate datele problemei, vreți să tranșați într-o anumită situație, dar nu aveți deocamdată toate datele problemei, însă începând din luna mai, situația se va clarifica. S-ar putea ca recent să fi trecut printr-un moment care v-a afectat percepția într-un mod dramatic, sau în luna mai veți trece și veți cunoaște acest moment dramatic care vă va afecta
percepția asupra viitorului, asupra vieții. Așadar, lăsați ca lucrurile să se așeze. Lăsați mai târziu veți realiza că nu ați avut nevoie de să luați o decizie drastică, da? Sunteți puși pe a lua o decizie drastică pentru a tranșa într-o privință care vă va afecta viitorul, da? Așteptați un pic ca ceea ce vi se va petrece, da, în luna mai, pentru că veți fi puși în fața unei unui moment care vă va afecta foarte mult. Lăsați acel praf să se așeze și atunci să luați o decizie, pentru că nu vă veți vedea clar. Fie pentru unii dintre dumneavoastră ați trecut deja prin acel moment, fie veți trece în luna mai, dacă de curând printr-un moment în care veți pune stop, veți tranșa, nu veți mai avea nevoie de ceva, de o persoană sau de o situație. Cartea spune să vă calmați un pic și să așteptați ca lucrurile să devină mult mai clare, pentru că dacă veți fi orbi în această, nu veți vedea bine și veți lua o decizie la când sunteți stresați sau nervos sau nervoasă, veți regreta, s-ar putea să regretați mai târziu, da? Pentru că dumneavoastră sunteți conștientă de trecutul dumneavoastră, că ați avut foarte mult succes, o persoană foarte optimistă, o persoană care ceea ce și-a pus în cap a realizat. Văd o energie din Taur, Capricorn sau Fecioară, da? Eu spun aceste zodii, așa cum am spus, vi se pot potrivi sau nu. S-ar putea să aveți ascendentul în aceste zodii. V-ați dat seama sau vă veți da seama, sunteți conștient de acest lucru, că dragostea veritabilă, dragostea adevărată începe prin a vă iubi pe voi înșivă. Pentru că încrederea în forțele proprii este cheia succesului dumneavoastră. Veți crea ceva. Este o persoană extrem de intuitivă, vă place tarotul, fie poate lucrați cu acesta, da? Fie trageți cărți de tarot sau vă place acest lucru, sunteți atrase de acest lucru. Vă bazați foarte mult vă ghidați după acest tarot, după intuiția dumneavoastră. Aveți încredere în viitor că va fi bine, în orice caz. Sunteți conștienți că va fi bine. Da? Ar trebui să evitați să... Pentru că la un moment dat nu ați mai avut încredere în pasiunea dumneavoastră și ați început această relație fiind o relație extrem de pasională și la un moment dat i-ați spus stop, n-ați mai vrut-o sau ceva s-a întâmplat care a făcut în așa fel încât să nu rămâneți constanți în această relație. Ați început această relație din pasiune, iar această pasiune treptat a coborât, ați blocat-o. Ați blocat-o prin a fi mult mai reală în idei, în gândire. Ați început să gândiți cu mintea și nu cu sufletul, iar pasiunea pentru persoana la care vă gândiți s-a diminuat treptat, însă cărțile spun să reveniți din nou la această pasiune, pentru că această persoană vă aduce fericirea de care dumneavoastră aveți nevoie. Iar
trebuie să rămâneți implicați de la început, la sfârșit, în această relație. Să fiți un pic disciplinați, să acționați, să nu mai căutați scuze că nu vreți să duceți această relație la bun sfârșit sau să vă implicați în această relație până la sfârșit, pentru că vă veți echilibra. Masculinul și femininul vor fi una și aceeași persoană. Vă veți echilibra cu persoana la care vă gândiți, vă veți uni, veți gândi și veți alinia tot ceea ce fiecare particulă din corpul dumneavoastră pentru a atinge acel echilibru prin încredere. Prin încredere veți avea acest succes cu această persoană, veți crea ceva împreună. Da? Așadar, nu încercați să ieșiți din această relație când a fost un început extrem de pasional între ambele persoane. Pentru că acum văd că vreți să vă retrageți, vreți să ieșiți din această relație, pentru că la un moment dat ați făcut încredere foarte mare și s-ar putea ca această persoană să vă fi dezamăgit la un moment dat. Iar acest lucru v-a schimbat percepția despre ceea ce simte ea pentru dumneavoastră. În orice caz, cărțile spun să rămâneți aliniați și să rămâneți implicați până la sfârșit. Pentru că sunteți o persoană care știți că ați avut succes și veți avea succes. Aveți încredere în viitor, da? Conștientul dumneavoastră, intuiția dumneavoastră vă spune să aveți încredere în viitorul acestei relații. Da? Cam atât despre această etalare pentru astăzi. Sper să vă fi găsit anumite idei, anumite mesaje, anumite cuvinte care să vă ajute, să vă clarifice mai bine în ceea ce se va întâmpla în această lună mai între dumneavoastră și persoana specială la care vă gândiți. Mulțumesc tuturor pentru vizualizări și să ne vedem cu bine la o etalare viitoare. La revedere!